Condamnat în anul 2004 la 18 ani de închisoare pentru crimă, un bărbat în vârstă de 39 de ani din localitatea Săbăoani, eliberat în august 2022, susține că în anii de detenție a inventat o sursă infinită de energie, invenție pe care ar fi înregistrat-o chiar și la OSIM. Romeo Leucă s-a prezentat la redacție cu invențiile, prezentând o serie de modele de aplicare a teoriei sale. Este vorba despre mai multe surse infinite de energie. Am vreo 20. Diferite. Deci funcționează pe principii diferite. Deci se spune că teoria conservării energiei nu se poate obține energie din nimic. Iar eu pot să obțin energie din nimic. În 20 de feluri diferite. Am documentația la mine, am două prototipuri aici pe masă și pot demonstra că se poate obține energie din absolut nimic. Deci reușesc să pun o forță activă mare cu puțină energie. Și de acolo iese surplusul. Iar de acolo se poate reveni, deci dacă ai surplus, consum foarte puțin și din surplusul respectiv se poate reîntoarce înapoi la motorul care pune în mișcare mecanismul respectiv și ai sursă infinită de energie. Și pe lângă asta mai poate fi crescută și la infinit de puternică. Am să vă explic pe foaie chestia asta, cum poți obții infinit de puternică sursa asta de energie. Nu e doar infinită în sensul că nu se mai termină, este și infinit de puternică. Înțeleg. Ce ați folosit pentru... Aici am folosit doar miez de fier și bobină. Atât. Fără magneți, fără alte surse de energie și fără altă. Am folosit o baterie de 1,5V pentru că trebuie inițial o sursă de energie cât de mică pentru a ridica. Aici sunt două transformatoare ridicătoare de intensitate, deci de putere. Deci până acum s-au făcut transformatoare ridicătoare de tensiune, deci pentru transport, în transportul energiei electrice. Aici ridică puterea. Deci cu 1,5V aprind un bec de 220. Aceasta este una din... Uitați, se aprinde becul. Nu stă aprins în continuu pentru că aici la baterie am curent continuu și aici e curent alternativ. Iar am nevoie de 60 de fluctuații pe secundă ca să stea aprins continuu. Deci e vorba de un mecanism electronic care se montează aici, se numește adaptor. Și becul stă aprins în continuu. Se observă cum se aprinde becul de 220. De la o baterie de 1,5V. Aceasta este un model. Uitați, aici e făcut după normele desenului tehnic și aici pot să le explic. Cu o pârghie. Cu o pârghie, ca toată lumea știe ce e o pârghie, și un punct fix, cu o forță activă foarte mică, ridicăm o greutate foarte mare, adică o forță activă mare. În loc de greutate, folosim un mare dinam sau un mare generator, care e același lucru. Generator sau dinam e același lucru. Și în loc de mână, nu mai folosesc mâna, folosesc un mic motor de mare viteză, care consumă la fel ca alea de putere, dar numai care are viteză mare, pentru că e nevoie de viteză. Ei, dacă motorul consumă un cal putere, nu vorbim în amperaj, în vați, în alte metode de calcul, în alte metode de așa. În cai putere, pentru că e mai simplu pentru toată lumea. Dacă folosesc un cal putere, generatorul produce 100 de cai putere. 1% se întoarce înapoi la motor, iar restul se duc către consumator 99%. Ei, acum dacă întoarcem tot curentul înapoi la motor, motorul se învârte de 100 de ori, generatorul produce încă de 100 de ori și se produce o ridicare în avalanșa a puterii de încă 100 și încă 100 și încă 100 și încă 100 la infinit. Iar aici e făcut după normele desenului tehnic, după cum se vede, generatorul, o folie, un punct fix, motorul și aici o roată. Roata se învârte, pune pârghia în mișcare, care pârghia cu cât e mai lungă, cu atât produce o forță activă mai mare și e foarte simplu de înțeles și e pe înțelesul tuturor. Deci nu e mare filozofie în chestia asta. Aici am încercat mai multe metode, deci poate fi folosită pârghia și sub o altă formă. Aici am diferite tipuri de bobinaj pentru cum am găsit la respectivele la fel. Aici o altă metodă, pârghia este înlocuită cu o roată, deci eliminăm pârghia pentru a economisi spațiu. Și partea asta de aici până la centru e practic pârghia. E același lucru, doar că în mecanism mult mai mic și mai compact. Aici avem un motor magnetic. Aici, la fel, decât să întrerupi, decât să miști magnetul sau electromagnetul în fața unei bobine să produci curent electric, mai degrabă îl întrerupi cu un magnet. Iar un alt model. Aici un alt model. La fel.
e nevoie de o flintă foarte mică de a introduce curent electric în bobinajul rotorului, statorului. Acesta este rotorul, acesta este statorul, dar trebuie făcut de la zero. Dacă se învârte, cu un mic motor pui în mișcare un mare generator. Fără pârghii, fără nimic, fără absolut nimic. Un mic motor și un generator și ai curent infinit la fel. Aici sunt metode de a bobina un transformator la bobina secundară, iar la fel obțineți același lucru ca acolo. Dar aici alte transformatoare, alte metode. Deci dacă am o fulie și o leg printr-o curea la centru, aceasta se învârte de 5 ori. Aceasta se învârte de o dată, asta se învârte de 10 ori, asta se învârte de 100 de ori, asta se învârte de 1000 de ori. Și se produce iar la fel o creștere. Tot ce e nevoie la sfârșit de o greutate, de o roată mai grea, care să creeze forță. Iar la fel este foarte simplu. Aici iar sunt metode de a mișca un uitați, este foarte simplu. Aceasta este pârghia respectivă. Nu mai folosim un miez de fer mare. Folosim un miez de fer cât mai îngust și cât mai plat. Și pentru aceasta e nevoie doar o simplă vibrație. Deci cu un motoraj de la telefon mobil poți obține energie cât pentru o casă întreagă. Doar prin acest model. Toate sunt perpetuum mobile. Toate sunt infinite. Aici am găsit și un model. Uitați aici. E cel cu calcule, 5 rotații, 25 rotații, 125 de rotații, 625, se ajunge până la 3125 de rotații, 3950 de rotații doar la 5, 2, 4, 6, 8 fulii. La fel, se folosește o greutate, pârghia și un dinam și iar la fel avem energie cât nu mai avem nevoie. Iar aici, la urmă, e o baterie, e un motor magnetic. Doar cu niște magneți puteți să puneți în mișcare o fulie, care fulia pune în mișcare un dinam și are să obțineți energie. Dacă vreți doar forță, eliminați dinamul și aveți iar un perpetuum mobile. Deci e foarte simplu. Toți magneții de pe această curea sunt îndreptați cu nord în jos spre sud. Toată șmecheria e să veniți cu un magnet secundar foarte lung, bară, și să-l apropiați ușor către asta. Dacă era doar rotund, nu se putea. Trebuie să fie lung. Deci asta să fie lung pentru ca câmpul magnetic să se ducă în partea asta. Acestea sunt doar câteva din sursele infinite de energie. Se poate obține sursă infinită de informație prin calculatoare cuantice, prin... Acesta este un alt domeniu. Prin computere cuantice... Dar mergeți pe același rațional? Pe același sistem. Am aflat secretul de unde vine energia. De unde vine energia din nimic, practic. Și se poate folosi în orice domeniu tehnic. Eu am urmat legea. Deci eu n-am știut altceva decât să urmez legea. Am depus la OSIM o cerere de brevet și mi s-a spus că trebuie să aștept, că trebuie să plătesc taxe, că trebuie să plătesc nu știu ce și e protejat doar pe teritoriul României, că pentru internațional alte taxe și alte din alea. Iar eu nu am timp să stau să înregistrez toate aceste chestii pentru că am foarte multe invenții. Am realizat în 16 ani 2000 de invenții și 10.000 de inovații. Despre ce ar fi vorba? Orice. Sunt capabil să rezolv orice problemă de ordin tehnic. Inteligența artificială, internet rapid, nave spațiale, tot ce ține de știință. Vreau să mă audă toată lumea și să pună în aplicare. Deci mai ales pentru studenții de la Politehnică, să preia ideea, să o probeze în laborator și să o dezvolte mai departe. Să vină cu inovații, cu îmbunătățiri, cu adaosuri, cu calcule, cu... orice e nevoie. Adică nu v-ar deranja cumva? Nu mă deranjează dacă o folosești. Nu mă deranjează să o folosească orice cine de pe fața pământului. Nu mă deranjează chestia asta. Și nici nu vreau să obțin o sursă de venit de pe urma lor. Pentru că eu vreau să obțin venit de pe urma vânzării cărții, teoria totului. M-am săturat de atâta sărăcie și eu sunt sărac și vreau să nu mai fiu sărac. Dar nu vreau numai eu să nu mai fiu sărac, vreau ca toată lumea să nu mai fie săracă. Romeo Leuca a ispășit pedeapsa integrală de 18 ani de închisoare pentru că în luna august 2004 și-a ucis un vecin, la acea vreme în vârstă de 20 de ani, iar ulterior, potrivit monitorul de Roman, acesta ar fi depozitat trupul victimei sub dușul meu a camerei sale, cadavrul fiind descoperit abia în luna decembrie a aceluiași an. Ieșit din închisoare, Leuca vrea să-și promoveze ideile pentru ca cineva din domeniu să-i le ia în seamă și să scape omenirea de grija plății facturilor la energie.